În tot acest haos, copiii sunt cei mai dezorientați, iar părinții de-a dreptul debusolați și stăm acum de vorbă cu doi părinți în două situații diferite. Suntem în direct cu doamna Iuliana Constantinescu din București. Copilul domniei sale învață la o școală cu rata de vaccinare mai mare de 60% și doamna Eli Popa din Giroc Timiș, acolo unde nu există această acoperire vaccinală suficientă. Bună seara, doamnelor! Bună seara. Bună seara! Doamna Constantinescu, aș vrea să vin la dumneavoastră. Care este motivul pentru care, deși aveți o rată de vaccinare suficientă, cursurile nu au început astăzi, la liceul unde învață copilul dumneavoastră? Nu au început astăzi cursurile în școala în care învață copilul meu, deoarece infrastructura școlară nu permite ca elevii să meargă la școală în condiții de siguranță. Este o școală în care învață 1200 de copii cu 600 de elevi pe schimb, cu personal insuficient pentru efectuarea procedurii de curățenie și dezinfecție între schimburi și pentru multe alte motive. Consiliul de administrație al școlii a luat decizia ca cel puțin pentru o săptămână cursurile să se desfășoare în sistem online. Însă am întâmpinat o problemă foarte mare cu care nu ne confruntăm doar noi, ci și alte școli din municipiul București, legată de faptul că decizia pe care Consiliul de Administrație al acestor școli a ajuns cu întârziere la Inspectoratul Școlar al municipiului București, care a avut Consiliul de Administrație pentru aprobarea acestor decizii vineri după amiază, drept pentru care foarte multe școli nu au reușit să primească avizarea pentru desfășurarea cursurilor în format online în această săptămână, de la începutul săptămânii, deciziile fiind amânate pentru ziua de mâine. Așadar, astăzi nu s-au făcut cursuri nici măcar online. Și de mâine e posibil să se facă. Astăzi a fost o brambureală totală. Au mers la școală copiii, unii dintre copii, majoritatea au rămas acasă pentru că, evident, este aberant să trimitem copiii la școală pentru două zile, în condițiile în care am luat decizia ca acești copii să învețe online, datorită pericolului ca ei să se infecteze la școală. Doamna Constantinescu, rămâneți cu noi. Aș vrea să merg la doamna Eli Popa. Doamna Popa, înțeleg că aveți doi copii mici. Unul dintre ei este la cursurile pregătitoare, al doilea în clasa întâia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest sistem online? Pentru mine, vă spun sincer că este un coșmar. Am mai experimentat anul trecut puțin cu fetița care era clasa pregătitoare, dar anul ăsta i-am pe amândoi. Astăzi nu știu, cred că am făcut câțiva kilometri între cele două camere, pentru că sunt foarte mici, la 7 și la 6 ani, amândoi au nevoie de atenția din partea părintelui, nu știu să țină corect un creion în mână, un stilou în mână, adorm, se uită pe geam, sunt distrași de absolut orice altceva, în niciun caz să stea în fața unui device. Plus că ei nu au fost obișnuiți să stea în fața unui ecran ore în șir. Se plictisesc, nu sunt atenți. Cel mic, spre exemplu, astăzi plângea foarte tare că el a înțeles că trebuie să facă litera I și de fapt a trebuit să facă litera R. Așadar, este foarte, adică, pe lângă acest sistem online trebuie să existe cineva permanent care să-i supravegheze și să-i ajute la aceste cursuri. De ce nu au început cursurile la școala unde învață copiii dumneavoastră, doamna Popa? Din păcate, în Giroc avem doar 57% rată de vaccinare în cadrul angajaților școlii, deci practic matematic pentru 4 persoane nu s-a putut deschide școala fizic, ceea ce mi se pare un pic cam aberant. Nu știu, nu comentez, da. Nu comentez absolut nimic de ce s-a ajuns la acest procent, nu este treaba mea, însă mi-aș fi dorit ca profesorul să fie un pic mai conștient și să profesorii să fie un pic mai conștienți și să se vaccineze, să dea un exemplu elev, așa cum noi dăm ca părinți exemplu copiilor noștri, cum noi ne-am vaccinat și le-am povestit copiilor despre vaccinare, că urmează să fie și ei în momentul în care se va aproba pentru grupa lor de vârstă. Da. Mi se pare normal ca profesorul să fie și el un exemplu, dar nu știu ce să zic. Sincer, noi trăim într-o școală, față de cum spunea doamna dinainte, într-o școală europeană, dar doar 57%. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Popa, și dumneavoastră, doamna Constantinescu, mergem mai departe. Și încercăm să aflăm răspunsurile de la aceste probleme. În direct cu noi este ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Domnule ministru, le-ați auzit pe cele două mame? Sunt părinți debusolați absolut. Într-o școală, din cauza 4 profesori nevaccinați, copiii trebuie să stea acasă, sunt mici, au nevoie non-stop de cineva lângă ei. În cealaltă școală există acoperire vaccinală, dar totuși nu au avut loc astăzi cursurile. Cum vă explicați aceste situații?
Mă bucur foarte mult că ați dat aceste exemple pentru a arăta diversitatea dorințelor părinților și profesorilor. Ați văzut doamna Popa și sunt total de acord cu doamna Popa. Clasa 0, clasa 1 nu pot face online. Grădinițele nu pot face online. Este nevoie de prezență fizică. Am susținut și voi susține prezența fizică în școli. Dacă nu înțelegem acest lucru, vom distruge acest popor în ansamblul lui. Ați văzut punct de vedere de la elevi. Este pierdere de timp cu drumul către școală. Îmi pare rău. Cu toții am pierdut timp cu drumul către școală și nu a fost un lucru rău. Va trebui să ne trezim de dimineață. Îmi pare rău să-i anunț. Da, școala conform legii este obligatorie. Trebuie să te trezești de dimineață să mergi la școală. Îmi cer scuze că ne-am obișnuit atât de comod încât ne deranjează mersul la școală. O anunț pe doamna Popa că, într-adevăr, articolul 3.2 din Ordinul Comun 5338 prevede posibilitatea Consiliului de Administrație de a formula o cerere de rămânere în online. Doar că avem cadrul legal care spune că trebuie să prezinte motive de infrastructură, deficit infrastructură sau deficit resursă umană. Colegii de la școala Lucian Blaga au avut un consiliu de administrație vineri în care au hotărât că vor prezență fizică, după care, la influențe pe care nu ne discut, sâmbătă, după ce s-a luat decizia de funcționare cu prezență fizică, au revenit și au solicitat online. Îi dau o veste și doamnei și tuturor acelora care cer să ne jucăm de-a închisul deschisul școlii. O săptămână nu se fragmentează. Dacă s-a hotărât vineri la cererea școlii Lucian Blaga să se funcționeze cu prezență fizică, se va funcționa cu prezență fizică toată săptămâna aceasta. Au timp la dispoziție să depună cerere pentru a fi judecată în Consiliul de Administrație al ISMB, în care să aducă motive de deficit infrastructură sau deficit resursă umană. Dacă, spre exemplu, avem profesori carantinați sau profesori infectați, da, sunt motive absolut normale și inspectoratul școlar va aproba fără niciun fel de rezervă. Domnule ministru, i-ați dat dreptate... Dacă nu, vă rog. Vă ascult. I-ați dat dreptate doamnei Popa și a spus că cei mici ar trebui să meargă fizic la școală, cei din, din acest ciclu gimnazial. Am înțeles. Ce faceți în acest sens? Ca ei să meargă la școală? Am asumat deja o propunere pe care am făcut-o Guvernului și Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Aceea de renunțare la rata de vaccinare de 60% pentru localitățile care sunt sub 3 la mie. În Giroc, din păcate, rata de infectare este departe de 3 la mie, este 9 la mie. Am luat legătura cu inspectorul școlar județean din Timiș, care m-a asigurat că se va implica personal împreună cu conducerea școlii și că sunt siguri că săptămâna viitoare, în școala gimnazială din Giroc, vor avea o rată de vaccinare de peste 60%, sunt deja la 57%, care va permite prezența fizică pentru toți acești copii care au nevoie de școală. Chiar au nevoie de școală cu absolut, prezență fizică. Absolut, ne bucură acest lucru, domnule ministru. Haideți să discutăm. Aș vrea să fac o precizare. O completare, doamna Scurt, Preda. Vă rog. Deci nu numai că am cerut în luna octombrie și septembrie, am cerut din martie teste non-invazive pe bază de salivă. Fix despre aceste teste vreau să discutăm. Fix despre aceste teste vreau să discutăm, domnule ministru, pentru că actrița Maia Morgenstern a făcut o postare pe Facebook. Dumneaei este pozitivă, susține că se testează în fiecare zi și la sfârșitul acestei postări spune așa: Cum să începi școala iar, testele peste o săptămână? În fine, nu mă întreabă nimeni pe mine, dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testare masă în mod constant, ar putea să ajute. Deci spune foarte clar că nu înțelege cum totuși s-au deschis școlile fără aceste teste pe care le-ați promis în școli în prima săptămână de școală. Are dreptate 100% doamna Maia Morgenstern. Nici eu nu știu să răspund la întrebarea de ce nu am făcut această achiziție până acum, chiar dacă am cerut-o încă din luna martie. S-a spus că nu sunt omologate, s-au spus o grămadă de lucruri, s-a tergiversat. Dar în momentul în care am reușit să convingem și am avut hotărâre de guvern, a demarat procedura de achiziție. Pe baza unor cerințe de performanță minime elaborate de Agenția Medicamentului și a unor cerințe de reglementare, iar astăzi, într-adevăr, deși ONAC m-a asigurat că abia mâine vom avea toate contractele subsecvente încheiate, vă anunț când, că astăzi când? Vor fi contractele subsecvente încheiate pentru toate când cele trei loturi. Când vor fi testele în școli, concret, domnule ministru, o zi, dați-ne o zi, când vor fi testele în școli? Scurt, astăzi fiind semnate
contractele subsecvente pentru toate cele trei loturi, trebuie o perioadă de până la 5 zile pentru depunerea scrisorilor de garanție, pentru că altfel achiziția nu este legal, după care termenul de livrare pentru lotul 1 este între 1 și 5 zile, după care e nevoie de 24 de ore pentru distribuție în țară. Practic, răspuns la întrebare, săptămâna viitoare, în a doua parte, cel mai probabil. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru intervenția la News Hour CNN. Vă mai aștept.